Eu personal n-am ascultat BG Mafia sau Specii sau de la Familia. Da, am prieteni care au ascultat, care în continuare mai ascultă Specii sau BG Mafia cel mai mult. Mai am foarte mulți care ascultă Dragonu. Mai știu câțiva care ascultă de Lyric, dar aici zice că cel mai mult i-a ascultat Specii și BG Mafia și Dragonu dintre prietenii mei. Yeah. Zaptati. Ah. Sunt Dragon Sito. Ma che fare, patrucciato? Da tu la mașina de rimoare. Ce mai rindrui? Yeah, un sap. Sunt un punchliner care fug de Alzheimer. Un petele MC, ai grijă ce scrii. Un of de domăr, bombă-n trombă, din punct ca o plombă. La freestyle iau aplomb când rimez am formă. Dragoș fantomă, fără metadonă, fără transă comă, fără fals aromă. Pe bupropionă sunt sus ca Gorgona, Caligula bea Iacobs și Alinta Roma. Sunt rege la hardcore, mi se spune tata lor. Parol, cam dor, de scos, valori, monșer, amor, sunt orator și inima-i laborator. Dar nu e un număr foarte mare printre puși de vârsta mea. Cam toți se bazează pe trap sau pe alte genuri de muzică de acum, actuale. Ăsta, pe primul meu de care ți-am zis că s-a apucat de a face muzică, el cumva, eu i-am arătat lui trap-ul pentru prima oară. El este un rocker, el e rocker de mic copil, știe să cânte la chitară, are chitară electrică, ascultă numai Metallica, Rammstein, toate astea, dar el i-a arătat trap-ul, mi-a zis că îi place, chiar dacă le ascultă pe cele mainstream, piesele mainstream și așa, dar cumva s-a apucat și el de chestia asta, așa că rock odată, mai am mulți care ascultă pop, indie, mai am câțiva prieteni care ascultă manele și foarte mulți care zic că lor nu le plac manelele până să dea 2-3 pahare de șpriț și după aia doar manele să asculte. Adică cam astea sunt genurile cele mai ascultate sau trap-ul american, hip-hop-ul. Am început sezonul Arhiva Z analizând cazul Gheboasă de la Untold și panica morală stârnită în jurul muzicii trap. Prilej cu care am discutat și de valoarea acestui gen muzical ca act artistic. Continuăm cu un episod dublu în care Ștefan, un adolescent de 17 ani din București, trece trap-ul prin propriul filtru, analizând mari actanți de pe această scenă și bifurile dintre ei. Sunt Ionuț Dulămiță și împreună cu colegii mei, Mihai Lucat și Paul Brazu, vă prezint un nou episod din sezonul Arhiva Z. Iartă-mă dacă-s prea sincer, dar n-are cine să mă linte. Când sunt jos acolo râncet și panica că nu o să-mi iasă geamă minte. Planul meu nici Dumnezeu nu știe ce-i cu el. Intervin în discuții între mine și eu. Am două tipuri de oglinză, vreau pe cea mai mică. Sunt super rezervat, mă țin doar departe de frică. Dacă îmi revin la realitate, treaba se complică. Atunci când cade Darius, tot Darius se ridică. Transform aproape orice într-un birou, chiar și mașina. Și toată lumea știe zi de zi care-i rutina. Work, work, cadre cu Curiana. Am rupt toba, am rupt și darabana. Am muncit la munte, am închiriat cabana. Câteodată îmi vine să țin mai sus ca soprana. Păi acum, de către noi, de către generația de vârsta mea, muzica TP e văzută ca un fel de, ca un fel de știre, parcă ai zice că cumva muzica aceasta te reprezintă pe tine, ne reprezintă pe noi, noi o ascultăm doar ce ne regăsim în versuri cu tot felul de chestii, de la mai complexe până la mai simple. Ce părere ai de muzica trap? Mi se pare ceva, nu știu, care ne descrie acum asta, cum să spun, societatea? Societatea, da, și lumea în care trăim, gen. Dar restul, generațiile mai în vârstă, de exemplu cei de vreo 30-40, au mereu același saying că păi da, și noi ascultam BG Mafia, și noi ascultam Paraziții. E, crede-mă, o să-ți treacă, nu o să mai asculti asta la 20 de ani. Pe când, dacă urci mai sus după aia, sunt că, cum se zice acum în stat, și inclusiv cu CNA-ul și cu toată lumea care vrea să interzică muzica de genul acesta,
pentru că este vulgară, pentru că nu își are locul. Adică noi o vedem ca un fel de realitate, că noi trăim printre versurile acelea, dar restul ei nu știu cum e și o consideră rea, să zic așa. La rugine vine, toată lumea vrea iubire, nu vine fără dăruire. Da, zice că ei nu înțeleg ce se întâmplă cu generația voastră și nu neapărat că le este frică de noi, dar le este frică de a deveni ce aud ei în versuri, că cumva ei în versuri din muzica trap au numai partea rea. Și chiar dacă mulți dintre noi au avut la un moment dat în viață majoritatea acea parte rea din versurile trap, cel puțin odată, cumva și părinții lor sau părinții noștri, ei văd partea aceea rea și le e frică să nu ajungem acolo. Mulți probabil că au fost acolo, mulți probabil că sunt acolo, dar în același timp ei nici nu ne cunosc atât de bine și acum nu vorbesc doar de părinți, ci vorbesc de toate generațiile mai mari, că nu ne cunosc atât de bine. Când vine vorba de o problemă în generația noastră, ei se gândesc cum ar rezolva-o ei în ochii lor. Nu privesc și obiectiv situația și niciun caz nu privesc din ochii noștri. Și cumva de asta le e frică ca noi să nu ajungem ca în acele versuri, chiar dacă cumva toți am fost acolo cumva. Am briceac de spuitor, dar eu fortul să resc. Am grade pe umăr, n-am nimic să dovedesc. Și n-am venit în vizită, eu am venit să cuceresc. Dacă nu-mi respectă numele pe loc, îl pedepsesc. Pistolul în mână, întreb care-i următorul. Nu trag un glonț, eu trag tot încărcătorul. Cocaină, crack cu bicarbonat de sodiu. Am pus o pizdă să-l cheme și el ca prostul a pus botul. M666, facem fapte. Tu ai doar două, ambele sunt inventate. Eu nu mai zic nimic, mă mir că sunt în libertate. Degeaba vă ascundeți, intră peste voi în case. Acum sunt și câțiva artiști care mai vorbeau și chiar își făceau faptele pe care le spuneau în piese. Dar most, mi se pare că sunt personaje uneori. Nu neapărat că o fac în continuare, dar probabil că au făcut-o la un moment dat când erau și ei mai tineri sau așa. Dar, da, mulți povestesc ori de ce au auzit de la un prieten, ori ce li se pare lor că ar suna o poveste reală și o pun în versuri. Acum e de la artist la artist. Unii zic chiar ce fac ei, ce au făcut, ce au auzit sau ce li se pare că ar da bine. Copii și mă ascultă purisan, dacă nu te batem noi o să te bată niște bani. Vorbesc prostii că vreau să atac niște dușman, mă jură lumea pe TikTok, dar realitatea ăștia sunt fani. M666, facem fapte, tu ai doar două, ambele sunt inventate. M666, facem fapte, tu ai doar două, ambele sunt inventate. Chiar e o diversitate foarte mare, numai că cumva toți pică sub același nume de muzică trap. Chiar dacă unii fac storytelling, cum mai face Asteca sau Bacovia, sau alții, de exemplu, poate să cânte mai multe limbi, destul de fluent, cum face Marco Glass. Anunci cu vorbe în vânt, trebuie să dispari. Je veux tous les paquets, je veux aussi un Audemars. Prea rapid, mult prea fresh, ăștia tresar. Mă simt inspector gadget pe câți am în buzunar. Je connais ces garçons depuis leur plus jeune âge. Et je connais cette fille, elle vit dans un grand mirage. Je n'aime pas les faux, ils n'ont pas de courage. Et la vie est courte comme un court-métrage. Andale. Sau alții, pur și simplu, zic niște idei din care tu îți formezi ideea pe care vrei tu să o formezi ca Oscar. Adică fiecare are cumva calea lui în industria trap și fiecare alege cum vrea să cânte. Că mai poți să cânti de fapte ca Măgă Capa sau poți doar să faci muzică care să sune bine și cu un mesaj anume. Un mesaj mai deep, mai puternic. Că eu am avut câțiva prieteni care erau de prin cartier și am câteva cunoștințe care au stat lângă Măgă Capa și eu pot spune că peste un 50% din faptele lui, cel puțin o dată în viața asta, au fost adevărate. Acolo e și mai hardcore, că e acolo cântă despre cum e viața pe sălaj, cel puțin în zona aceea, în blocurile acelea 6. Ce trebuie bună, ce
băiat ascultător. Vreau să te-am gât acum este informator. Și bolan de teze scăpat din laborator. Care toarnă placu-i face și pe la televizor. Să te bași cu mine înseamnă nu știi niciun subiect. Ești mai proastă în realitate decât ești pe internet. Nu zic de aspectul fizic, mă refer la intelect. Te crezi o persoană simplă, eu te văd un obiect. Dacă nu era trapul, eu n-aveam mesaj. De asemenea, am auzit și o povești de acolo. Că am mai avut legături cu oameni care aveau și legături la rândul lor cu VS-ul. Și acolo este destul de nasol și în lupta de drog și în toate chestiile acestea. Adică cumva mi se pare că cea mai dark parte a muzicii trap merge la ei. Ei cântă cum au trăit ei, cum au supraviețuit ei, că acolo nu mai e un fiecare se ajută între ei. Acolo e care pe care mai mult. Să cânte și despre lifestyle-ul lor, care e diferit, că fiecare are câte un lifestyle, cum avea Ian Berceniu sau Azteca Pipera. Și Albert și cu mâncă capa cântau despre militare. Folie nu dava negră într-un ambol și scași și dinții. Folie nu sta nul din cantități, nu faci cât din plicuri. Folie doar viitată să mor 500 sau un litru. Timp trecut destul pierdut vreodată să mai merg la sigur. Mai vorbim în spate, în față mai supul la ferească. Domnul să mai investi chipul, am tras pentru toți cât am putut să fac. Spune trebuia doar pentru câțiva sau singură banii. Ei schimbă ca timpul, nu halucinați, uite cine ajuta continuu. Hala de califica duce capul mult, am realizat puțin. Am fost până aream, mulți au vrut să tragă pe mine. Hata n-am halit, am mers pe portei, lasă greșească. Da, acolo era diferit cum e peste tot. Acolo nu e chiar ca în cape să lași la vâsă, dar nici nu e prea plăcut și acolo e un fel de care pe care și acolo au anumite povești care sună că sunt inventate, dar nu sunt. Ștefan îi face un portret lui Mob Trap, un trapper eclectic din afara Bucureștiului, hotspotul acestui gen muzical, care a rămas fidel orașului în care s-a lansat. Cumva toți din afara țării vin în București ulterior, cum a fost și faza cu Gheboasă din Târgoviște, care a venit și el, sau mulți alții, nu mai vin acum exemple în minte. Dar Mob Trap cumva mi se pare că a rămas acolo de unde este el, de unde a vrut să rămână ce se reprezinte, ce reprezintă el, adică Zorilor, care și el e un cartier pus pe hartă de către el. Mi se pare că e singurul care nu a venit la capitală. Venise la un moment dat pentru când a fost unit cu VS-ul până să se destrame și partea aceea. Da, el folosește slang-ul american, mi se pare, și puțin englezesc, ceea ce super tare că el cântă un fel de drill, un fel de UK drill, că cu asta aș vrea să compar cel mai mult. Și din țară doar, sunt doar doi artiști care cântă drill, pe aceea fiind Mob Trap și MGL. Dar eu personal nu prea ascult MGL și sunt, părerea mea e că cel mai apropiat de UK drill-ul pe bune este Mob Trap, deoarece mai știe să cânte și în engleză, mai are câteva slang-uri în acea în engleză și cumva mai cântă și despre fapte. Că el era unul dintre care mai ziceam eu că este printre artiștii care au fapte. Noi probere deschid dosarul. Două crime comise fără ca autorul să fie găsit. Au redeschis anchetele din România. O probă ADN ar fi cheia care îi face pe criminaliști să creadă că este vorba de același autor. Să-i găsească rămășițele pământești și să le îngroape acasă. Strada mă sună, am 5 dosare în proces. Frații mișcă greutate, eu mă mișc la un concert. Ne mișcăm într-un corvet, ui ce marfă tot brulez. Am un frate ce mișca la 19 ani, avea un Benz. Am un frate ce te taie, dar el nu lasă dovezi. Am un frate stă închis acum că s-o crezi un ciumec. Am o târfă rupe pula că nu vreau să o postez. Încă un trapper rupe pula, cred că trebuie să-l flagmez. Când mișcam pe străzi te punea profata să scrii. Când aveam șofer, nici n-avea permis să știi. Când dădeam ture cu strepul să văd care era G. Sau când îi răpeam cu mașina și le furam tăți banii. Sau când meream după chile și atunci fumam cali. Când aveam 10 strepuri sau când ieșeam la sărit. Zi, fratelo, îmi vorbești de fapte. Da, cumva și el s-a lăsat ulterior de a mai face asta. Că voia să se vadă doar de muzică. Cum a făcut și Albert Năbână. Cum ulterior, cred că încet încet o face și mă capa. Da, accentul și că precizează foarte multe zone din Cluj. De pe unde s-au apățit el chestii sau pe unde s-au întâmplat. Plat. Sau și în anumite videoclipuri arată zone anume din Cluj, ba zona centrală, ba zone mai necunoscute, ceea ce mi se pare foarte mișto, părerea. Salut, eu sunt Mob Trap și astea sunt 5 lucruri care n-ar trebui să le faci dacă vii la Cluj. I am the original Dantara. Prima chestie, să nu faci dacă vii la Cluj. Să nu sun la gardă, în niciun caz. Înțelegi? A doua chestie ce să nu faceți când veniți în Cluj. Să nu fumați iarbă pe stradă. Înțelegeți? Foarte important. A treia chestie care să nu faceți când veniți la Cluj. Vă uitați tot timpul de gardă. Tot timpul de șase, tot timpul așa. Înțelegeți? Patrulea chestie când veniți la Cluj. Să aveți grijă pe unde umblați.
să nu vă împrieteniți cu toată lumea și așa, adică astea sunt chestii ce le faci peste tot, știi ce zic, dar mai ales în Cluj, înțelegi? Cincilea chestie care trebuie să nu faci cum vin Cluj, să nu mănânci de la mama Manu niciodată, înțelegeți? Bă, am făcut toxinfecție de 5 ori de acolo, să mă rog mama. Ești nebun. Dar vezi că stai bună rău, chiar trebuie da, chiar am făcut toxinfecție, pe bune, gen, nici o glumă. De multe ori, gen, o săptămână era greu. Dar